Un tânăr de 22 de ani din județul Bistrița Năsăud a ajuns aseară în stare critică la spitalul din Târgu Mureș și a fost tăiat cu un ciop de sticlă de proprietarul unui restaurant. Băut, tânărul a început să le vorbească urât angajatelor și apoi l-a atacat pe patron. Bărbatul l-a rănit pe tânăr în timp ce încerca să se apere. Tânărul intrase ieri după amiază în restaurant cu gândul de a se răzbuna pe una dintre chelnerițe. Era supărat că femeia nu i-a răspuns la avansurile pe care i le-a făcut cu ceva timp în urmă. Patronul restaurantului a încercat să-i liniștească și, într-un final, l-a dat afară din local. Păi a venit în stare de ebrietate, i-am zis că îi dau orice, numai să se ducă de aici, că era băut, și s-a legat deci de fete și asta, spunând că el e cel mai grozav în zonă și că el are 3 frați și face ce vrea aici. Și că deci pe el nu-l doare de cap nici de poliție și nici de nimeni. Tânărul nu s-a lăsat dus așa ușor. A luat un obiect de decor extrem de ascuțit pe un perete și a încercat să-l atace pe proprietar. Acesta, la rândul lui, a vrut să se apere cu ciobul de sticlă. Cu acea greblă sau piatră pentru oi. Da. Cum s-a întâmplat? Nu știu, deci asta, el cred că a luat o mână. Deci după ce m-am împins, când am vrut să dau telefon la poliție, ei m-am împins, cred că deci asta m-a pălit prima dată cu pumul și după aceea cred că a luat aia. Și cum a ajuns? N-ați luat-o? N-ați reușit să o luați din mână? Le-a căzut jos. Tânărul a ajuns inițial pe mâna medicilor de la serviciul de ambulanță din Bistrița Năsăud. După manevrele efectuare s-a stabilizat. S-a spus că a fost înjunghiat, era agitat. Starea lui s-a agravat pe parcursul zilei, așa că medicii au hotărât să-l trimită cu un elicopter smurt la spitalul de urgență din Târgu Mureș. Să-l intubăm, trebuia să fie drenat pentru că s-a umplut, adică avea dificultăți de respirație, așa că pot să spun că e destul de grav. Cazul este cercetat acum și de către polițiștii orașului St. George Bay. Conflictul a izbucnit spontan între un client al localului și administratorul acestuia. Bărbatul l-a amenințat pe proprietar cu un obiect folosit ca piesă de decor, iar administratorul l-a lovit pe acesta în zona mâinii stângi și a toracelui cu un ciop de la o sticlă ce s-a spart în timpul altercației între cei doi. Dacă va fi găsit vinovat pentru tentativă de omor, proprietarul restaurantului riscă să stea în bun după gratii. O femeie din